Evenimentul crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie, nu doar a acestei planete, ci a întregului univers, este învierea lui Iisus Hristos. În momentele care urmează, încercăm să analizăm învierea lui Hristos din mai multe puncte de vedere, cuprinse într-o vastă bibliografie, din care amintim doar cele sintetizate în cartea Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell și Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu. Pentru început vom arunca o privire asupra importanței învierii lui Hristos. Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avram, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. Scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare, după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childer spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit la data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însăși întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună. Profesorul William Milligan afirmă: vorbind despre dovezile pozitive ale învierii Domnului nostru, putem continua chiar să afirmăm că faptul, dacă este adevărat, se află în perfectă armonie cu toate celelalte fapte din istoria lui. Dacă Domnul nostru a prezis adeseori cu multă claritate și în detaliu faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că el era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că el a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă el ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi Fiul său. Câtă vreme, înviindu-l din morți, el a recunoscut astfel în mod public, spunând: tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare. De asemenea, predica lui Petru din ziua de Rusalii se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind, în primul rând, explicația morții lui Iisus, în al doilea rând, anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, în al treilea rând, o mărturie apostolică, în al patrulea rând,
cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și, în al cincelea rând, atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus Hristos nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16 și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne de asemenea mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea a oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Isus Hristos, stabilită de faptul învierii. Chiar și Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că el n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit desigur pe baza experiențelor lor cu el de după înviere, tot atât desigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost dintotdeauna principiul central al bisericii. Așa cum declară Wilbur Smith, din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură, încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante- și post-niceană. Ea a intrat curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci mesajul Evangheliei este Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate. Astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. În lucrarea The Gospel of a Risen Savior, Evanghelia unui Salvator înviat, Edgar M. Chien spune: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte.
putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evanghelilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică. Următoarele mărturii se află înregistrate în lucrarea Dictionary of the Apostolic Church, Dicționarul Bisericii Apostolice. D.F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare, nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauză a acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, de la cel sus încoace, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista, biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat. Creștinismul este o religie istorică. El pretinde că Dumnezeu și-a luat riscul de a interveni în istoria omenirii și faptele sunt acolo, putând fi examinate cu cea mai desăvârșită rigoare. Ele vor rezista oricăror investigații oricât de critice. John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism, atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Așa încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate, pentru că din totdeauna cine l-a crezut pe unul l-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. De aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Un proeminent învățat și om de știință, Wilbur Smith, ne spune următoarele: nu a fost încă făurită și nici nu va fi vreodată arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadelă a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, spune Apostolul Pavel în prima sa scrisoare către Corinteni, capitolul 15 cu versetul 17. Hristos a prevestit faptul că va învia din morți. Haideți, stimați ascultători, să aruncăm o privire asupra importanței afirmațiilor sale. Wilbur Smith afirmă: același Iisus era Hristosul care, prin multe lucrări remarcabile, a afirmat și a repetat un fapt
care, dacă ar fi venit din partea oricărei alte ființe umane, ar fi fost interpretat pe loc ca dovada unui egoism înfumurat sau a unui dezechilibru periculos. Faptul că Iisus le spunea ucenicilor că se va duce la Ierusalim să moară nu este atât de remarcabil, deși toate detaliile pe care le-a dat cu privire la această moarte, cu săptămâni și luni înainte, reprezintă în sine un fenomen profetic. Dar când a afirmat că a treia zi după răstignire avea să învieze din morți, el a pretins un lucru pe care numai un nebun ar fi îndrăznit să-l pretindă, așteptându-se să-și mai păstreze devoțiunea ucenicilor, except în cazul că ar fi fost sigur de adevărul acestei afirmații. Niciun fondator al vreunei alte religii din lume, cunoscută de oameni, nu a îndrăznit să afirme ceva asemănător. Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă și, în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii au luat afirmațiile cu totul în serios. Dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpătat echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte. Numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nicio îndoială că Iisus Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evanghelilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 9. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți, și toate acestea s-au petrecut întocmai. John Stott scrie: în niciun loc nu-l găsim pe Iisus prezicându-și moartea fără să adauge și faptul că va învia, descriindu-și învierea ca pe un semn. Pavel, la începutul epistolei sale către romani, spunea că Iisus era dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți, iar primele predici ale ucenicilor, înregistrate în Faptele Apostolilor, afirmă în repetate rânduri că învierea lui Hristos este pecetea iertării noastre și dovada clară că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu numai că și-a prezis învierea, dar a subliniat de asemenea faptul că ea avea să fie un semn care să-i autentifice pretenția de a fi Mesia. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 21, spune: de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Evanghelistul Matei spune: pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. În același capitol este scris: pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Domnul Iisus Hristos a spus: iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor și ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bagiocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Și tot Domnul Iisus Hristos spune: dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.
Evanghelistul Marcu scria următoarele. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei, ce să însemne a învia dintre cei morți? Iar evanghelistul Luca spune, Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan găsim scris mai departe că iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Iisus a răspuns și le-a zis, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au spus, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Și tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune, semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Iisus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căruia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Iisus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-l propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică. Ignațiu, episcop al Antiohiei, născut în Siria, care a trăit între anii 50-115 după Hristos și un ucenic al apostolului Ioan, se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos. El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat. Aceasta cu voia Tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul. Și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care îl așezase Iosif din Arimatea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi, a fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi.
După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit, în realitate și nu doar în aparență. El a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat. Strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat neîngropat peste noapte. Poate că, în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce ca în cazul de față. Pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi, înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. După cum se exprimă Wilbur Smith, putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus în Ierusalim și la locul răstignirii decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică. Iustin Martirul, filozof, martir și apologet creștin, care a trăit între anii 100-165, fiind un neobosit căutător al adevărului, el a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreianismului și platonismului, dar a urât epicurianismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Iustin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont. Tertulian din Cartagina, care a trăit între anii 160-220 în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au adus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință, în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credința nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma. Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități, capitolul 18. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii dintre greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi,
așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. Profesorul Lini spune privitor la natura istorică a credinței bisericii primare că Noul Testament însuși nu ne lasă vreo altă opțiune decât aceea de a privi problema după cum urmează. Iisus a fost răstignit și îngropat. Ucenicii lui au fost adânc întristați. La scurt timp după aceea însă ei au devenit extrem de fericiți, dovedind o încredere deplină ce avea să-i poarte de-a lungul unei vieți de devotament susținut până la moarte și chiar moarte de martiri. Dacă îi vom întreba, prin intermediul scrierilor lor, care a fost cauza acestei transformări, ei nu ne vor răspunde convingerea treptată pe care am dobândit-o cu privire la faptul că noi eram cei morți, iar cel răstignit și îngropat înviase, ci Iisus, cel care fusese mort, le-a apărut viu unora dintre noi, iar noi ceilalți le-am primit mărturia. Acest mod de a pune problema este o afirmație istorică asemenea expresiei El a înviat cu adevărat, expresie care a influențat nenumărați bărbați și femei spre credința în Hristos. Vorbind despre caracterul elocvent al relatărilor Noului Testament, Bernard Ram spune: în Faptele Apostolilor, Luca relatează că Iisus s-a arătat viu prin multe dovezi infailibile, în limba greacă, en polois tekmerioiis, expresie ce indică cel mai puternic tip de mărturie juridică. Siguranța apostolilor era bazată pe experiența lor în sfera faptelor. Iisus li se arătase viu prin multe dovezi. Termenul pe care îl folosește Luca este tekmerion, care indică o dovadă demonstrabilă. Ucenicii au ajuns la credința lor cu privire la Paște pe baza unor dovezi empirice inevitabile, disponibile pentru ei ca și pentru noi astăzi, prin mărturia lor scrisă. Este important, într-o epocă în care este nevoie de dovezi pentru a susține afirmațiile creștinismului, să răspundem chemării prin considerații istorice adecvate, căci faptul învierii se află în sfera realităților istorice, constituind un argument ideal pentru oricine vrea să creadă în Hristos ca Mântuitor. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că și adunase informațiile de la martorii oculari, și aceasta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptelor Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu-și cunoștea propria istorie și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, profesorul Ernest Kevin relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui. Există dovada, mai sigură decât oricare alta, a scrierilor contemporane ale apostolului Pavel. Aceste epistole constituie o dovadă istorică de cel mai înalt grad. Adresate galatenilor, corintenilor și romanilor, scrisorile cu privire la a căror autenticitate și datare există extrem de puține dispute, aparțin perioadei călătoriilor misionare ale lui Pavel, putând fi datate între anii 55-58 după Hristos. Acest fapt aduce dovada învierii lui Hristos chiar mai aproape de data evenimentului, intervalul de timp fiind mai scurt de 25 de ani.
deoarece Pavel însuși afirmă că tema epistolei sale era aceeași cu cea despre care le vorbise pe când era cu ei, acest fapt duce dovezile înapoi spre o dată și mai timpurie. Până și cea mai fugară citire a Evangheliilor relevă faptul că ele tratează tema morții și învierii lui Hristos în detalii mult mai exacte decât orice alt aspect al misiunii sale. Detaliile privitoare la înviere nu trebuie separate în mod artificial de relatările cu privire la patimile sale. Hristos s-a arătat de multe ori după învierea sa. Aceste arătări au avut loc în momente anume, în viețile unor anumite persoane, fiind restrânse la anumite locuri. Încă de la început, convingerea că Iisus înviase din morți a fost aceea pe baza căreia însăși existența lor avea să rămână în picioare sau să se prăbușească. Nu a existat niciun alt motiv care să-i justifice sau care să explice existența lor. În niciun pasaj al Noului Testament nu găsim dovezi cu privire la faptul că creștinii ar fi susținut o filozofie de viață originală sau o nouă etică. Singurul lor mesaj era să depună mărturie cu privire la ceea ce ei considerau a fi un eveniment, învierea lui Iisus dintre cei morți. Fapt cu adevărat distinctiv, obiectul propovăduirii creștine era declarația că Iisus înviase din morți prin voia Tatălui și aprecierea lor cu privire la El ca Fiul unic al lui Dumnezeu și Mântuitorul omenirii, cât și concepția ce rezulta din acestea cu privire la calea spre împăcarea cu Dumnezeu. Sparrow Simpson spune, învierea lui Hristos este fundamentul creștinismului apostolic și aceasta atât din motive dogmatice cât și din motive experimentale. Cât de conștienți erau ei de caracterul ei fundamental, reiese din poziția pe care ea o ocupă în mărturia lor. Apostolii erau chemați să fie martori ai învierii. Esența creștinismului lui Pavel era Iisus și învierea. Primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor repetă afirmația Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Ca fapt istoric, învierea lui a fost aceea care a dat oamenilor dreptul să creadă în superioritatea lui în fața întregii umanități. Aceasta nu este doar o chestiune legată de influența morală a caracterului, exemplului și învățăturii sale. Consacrarea lor totală față de el ca mântuitor a fost susținută de această credință, neputând fi justificată în afara ei. În adevăr, cei care neagă învierea lui Iisus, neagă de regulă, în mod consecvent, și divinitatea lui și lucrarea lui de răscumpărare în orice sens în care Pavel le-ar fi recunoscut. Când un eveniment are loc în istorie și unii din cei care au participat la acel eveniment sau i-au fost martori oculari se mai află în viață la data publicării informației, oricine poate verifica veridicitatea faptelor pe baza mărturiilor circumstanțiale. William Lyon Phelps, care a fost timp de 40 de ani profesor distins de literatură engleză la Universitatea Yale, autor a 20 de volume de studii literare și orator public, spunea: în întreaga istorie a vieții lui Iisus Hristos, învierea reprezintă evenimentul cel mai de seamă. Credința creștină se bazează pe aceasta. Este încurajator să știm că ea este descrisă în mod explicit de către toți cei patru evangheliști și relatată chiar și de către apostolul Pavel. Numele celor ce l-au văzut după triumful lui asupra morții sunt înregistrate. Putem spune că dovezile istorice ale învierii lui Iisus sunt mai puternice decât cele ale oricărei alte minuni relatate în istorie. Și după cum spunea Pavel, dacă Hristos nu a înviat din morți, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Profesorul Ambrose Fleming, profesor emerit de electrotehnică la Universitatea Politehnică din Londra, membru de onoare al Colegiului Sfântul Ioan din Cambridge, laureat al medaliei Faraday în 1928, unul din cei mai mari oameni de știință ai Angliei, spunea cu privire la documentele Noului Testament: trebuie să luăm dovezile experților în legătură cu vârsta și autenticitatea acestor scrieri, exact așa cum acceptăm datele astronomiei pe baza dovezilor astronomilor, care nu se contrazic între ele.
Așa stând lucrurile, ne putem întreba dacă ar fi posibil ca o asemenea carte, descriind evenimente care avuseseră loc în urmă cu numai 30-40 de ani, ar fi putut fi acceptată și prețuită de contemporanii ei dacă evenimentele neobișnuite relatate în paginile ei ar fi fost minciuni sau închipuiri. Desigur că nu, deoarece amintirea tuturor cititorilor mai în vârstă, în legătură cu evenimentele petrecute cu 30-40 de ani în urmă, era încă destul de vie. La începutul acestui secol, profesorul Fleming spunea că nimeni nu ar putea veni cu o biografie a reginei Victoria Angliei, care a murit în urmă cu 31 de ani, plină de născociri și neadevăruri. O asemenea scriere ar fi combătută de îndată. Desigur că ea nu ar fi acceptată pe plan general și transmisă ca fiind adevărată. Tot la fel, este foarte puțin probabil că relatarea învierii înregistrată de Marcu, care este substanțial identică cu cele ale celorlalte evanghelii, să fie pură invenție. Această teorie mitică trebuie abandonată deoarece ea nu poate rezista la o examinare amănunțită. Ambrose Fleming susține că evangheliile nu conțin nimic din ceea ce l-ar putea îndreptăți pe vreun om de știință să aibă dificultăți în acceptarea faptelor conținute în ele, încheiind cu o chemare la obiectivitate intelectuală și afirmând că dacă un astfel de studiu este întocmit cu ceea ce unii avocați eminenți numeau o minte doritoare, ele ar avea ca rezultat o adâncă asigurare cu privire la faptul că biserica creștină nu se întemeiază pe ficțiune sau plăsmuiri, hrănindu-se cu iluzii sau, cum le numește Petru, închipuiri meșteșugit alcătuite, ci pe evenimente istorice reale, care, oricât de ciudate ar părea, sunt într-adevăr cele mai mari evenimente ce s-au petrecut vreodată în istoria lumii. Într-o carte care a cucerit recordul de vânzare, intitulată Who Moved the Stone? Cine a mișcat piatra? Avocatul Frank Morrison ne spune cum, crescut într-un mediu raționalist, ajunsese la convingerea că învierea nu era decât un happy end care a denaturat povestea fără seamăn a lui Isus. De aceea, el își propusese să scrie o relatare cu privire la ultimele zile tragice din viața lui Isus, din care să răiasă întreaga oroare a crimei săvârșite împotriva lui, cât și eroismul acestuia. Desigur, el avea să omită orice suspiciune cu privire la supranatural, lăsând deoparte povestea învierii. Dar când a început să studieze cu atenție faptele, el a trebuit să-și schimbe planurile, ajungând să scrie o cu totul altă carte. Primul capitol al ei este intitulat în mod semnificativ Cartea care a refuzat să fie scrisă, restul volumului constând în cea mai inteligentă și mai atractivă evaluare pe care am citit-o vreodată. Mulți cercetători imparțiali care au abordat învierea lui Hristos cu un spirit critic au fost determinați de către greutatea dovezilor să creadă că învierea a fost un fapt istoric. Un exemplu ar putea fi luat dintr-o scrisoare a lui Sir K.C. Edward Clarke către reverendul Mackesy. Ca jurist am întreprins studii îndelungate asupra dovezilor în legătură cu evenimentele acelei prime zile de Paște. Pentru mine dovezile sunt concludente. De nenumărate ori, în fața Curții Supreme, am pronunțat verdicte pe bază de dovezi mult mai puțin concludente. Concluziile se conturează pe baza mărturiilor și un martor sincer este adesea direct și natural, nefiind preocupat cu efectele spuselor lui. Mărturia evangheliilor cu privire la înviere face parte din acest gen de mărturii și, ca jurist, eu o pot accepta fără niciun fel de rezerve, ca pe mărturia unor oameni bine intenționați cu privire la niște fapte în privința cărora erau competenți să aducă mărturie. Mulți cercetători imparțiali care au abordat învierea lui Hristos cu un spirit critic au fost determinați de către greutatea dovezilor să creadă că învierea a fost un fapt istoric. Un exemplu ar putea fi luat dintr-o scrisoare a lui Sir K.C. Edward Clarke către reverendul Mackesy. Ca jurist am întreprins studii îndelungate asupra dovezilor în legătură cu evenimentele acelei prime zile de Paște.
Pentru mine dovezile sunt concludente. De nenumărate ori, în fața Curții Supreme, am pronunțat verdicte pe bază de dovezi mult mai puțin concludente. Concluziile se conturează pe baza mărturiilor și un martor sincer este adesea direct și natural, nefiind preocupat cu efectele spuselor lui. Mărturia Evangheliilor cu privire la înviere face parte din acest gen de mărturii și, ca jurist, eu o pot accepta fără niciun fel de rezerve, ca pe mărturia unor oameni bine intenționați cu privire la niște fapte în privința cărora erau competenți să aducă mărturie. Spre mirarea multora, deși niciuna din secțiile universității din Columbia nu s-a remarcat în această generație prin apărarea credinței creștine și nici prin onoruri aduse lui Iisus din Nazaret, totuși marea enciclopedie publicată de această școală, cea mai de seamă lucrare de natură enciclopedică într-un singur volum din literatura engleză, afirmă: Evangheliile nu se încheie cu relatarea cu privire la îngroparea lui Iisus. În prima zi a săptămânii, câteva femei, mergând la mormânt, l-au găsit deschis, iar trupul lui Iisus dispăruse. Un înger li s-a arătat și le-a spus că el înviase din morți. Nu după mult timp, ele l-au văzut și i-au vorbit. Apoi ucenicii l-au întâlnit, la fel ca mulți alții. Dovezile privitoare la viața, moartea și învierea Domnului nostru pot fi și adeseori au și fost socotite ca fiind pe deplin satisfăcătoare. Ele rezistă analizelor din perspectiva regulilor comune de distingere a dovezilor adevărate de cele false. Mii și zeci de mii de persoane le-au analizat bucată cu bucată, cu atenția pe care un judecător ar acorda-o unui caz important. Eu însumi am trecut de multe ori peste ele, nu ca să-i conving pe alții, ci pentru propria mea satisfacție. Ani la rând am obișnuit să studiez istoria altor timpuri, să examinez și să cântăresc dovezile celor ce au scris despre acele timpuri. Și nu cunosc niciun alt eveniment din istoria omenirii care să fie dovedit mai bine și mai complet pentru înțelegerea unui cercetător sincer decât marele semn pe care Dumnezeu ni l-a dat în moartea și învierea lui Hristos din morți. În 1846, Simon Greenleaf, profesor la Universitatea Harvard, a scris un volum intitulat O examinare a mărturiilor celor patru evangheliști pe baza principiilor de verificare a dovezilor administrate la curțile de justiție. În această lucrare clasică, autorul examinează valoarea mărturiei apostolilor în legătură cu învierea lui Hristos. Redăm în cele ce urmează observațiile critice ale acestui strălucit jurist. Marile adevăruri declarate de apostoli erau că Hristos a înviat din morți și că numai prin pocăință și credință în El oamenii pot ajunge la mântuire. Ei au afirmat această doctrină într-un glas, pretutindeni, nu numai în mijlocul celor mai mari descurajări, dar și în fața celor mai îngrozitoare confuzii ce ar fi putut fi prezentate minții omenești. Stăpânul lor fusese omorât de curând ca răufăcător, prin sentința unei judecăți publice. Religia lui a încercat să răstoarne toate celelalte religii ale lumii. Legile tuturor țărilor erau împotriva învățăturilor ucenicilor. Interesele și pasiunile tuturor conducătorilor și marilor oameni ai lumii erau împotriva lor. Obiceiurile lumii erau împotriva lor. Propovăduind această nouă credință, chiar și în modul cel mai inofensiv și pașnic, ei nu se puteau aștepta decât la dispreț, opoziție, ocară, persecuții, lovituri amare, închisoare, tortură și moarte crudă. Și totuși, ei au propagat cu zel această credință. Ei au îndurat fără frică toate acestea, ba chiar cu bucurie. Și pe măsură ce erau trimiși la moarte unul după altul, supraviețuitorii continuau lucrul cu și mai multă putere și hotărâre. Analele strategiilor militare oferă rare ori un exemplu de o asemenea consecvență eroică, răbdare și curaj înflăcărat. Ei au avut toate motivele posibile să-și verifice cu atenție
temelia credinței și dovezile marilor fapte și adevăruri pe care le afirmau. Și aceste motive le erau supuse atenției mereu cu cea mai melancolică și mai îngrozitoare frecvență. De aceea, ar fi fost cu neputință ca ei să fi persistat în afirmarea adevărurilor pe care le susțineau, dacă Iisus n-ar fi fost cu adevărat viu și dacă ei n-ar fi știut cu siguranță acest lucru. Dacă ar fi fost posibil, din punct de vedere moral, ca ei să se fi înșelat în această privință, toate argumentele umane au lucrat în direcția de a-i conduce la descoperirea și recunoașterea acestei auto-înșelări. Să fi continuat într-o asemenea falsitate grosolană după ce au aflat adevărul ar fi însemnat nu numai a alege să dea piept pentru tot restul vieții cu toate relele cu care oamenii ar fi putut lovi din afară, dar și să îndure chinul lăuntric al unei vinovății conștiente. Lipsiți de speranța unei păci viitoare, lipsiți de mărturia unei conștiințe curate, fără să se poată aștepta la onoare sau apreciere din partea oamenilor, fără nădejde de fericire în viața aceasta sau în cea viitoare. O asemenea atitudine din partea apostolilor ar fi de neîmpăcat cu faptul că ei posedau constituția obișnuită a naturii noastre umane. Și totuși, viețile lor îi arată a fi fost oameni ca ceilalți oameni din rasa noastră, influențați de aceleași motive, animați de aceleași speranțe, mișcați de aceleași bucurii, supuși acelorași întristări, frământați de aceleași neliniști și expuși acelorași pasiuni, ispite și slăbiciuni ca și noi. Scrierile lor îi arată a fi oameni cu o înțelegere deosebită. Și atunci, dacă mărturia lor n-ar fi fost adevărată, nu exista niciun motiv pentru născocirea ei. John Locke a fost probabil cel mai mare filozof al vremii sale. În cartea sa, A doua apărare a rațiunii creștinismului, citat de Wilbur Smith, spune: există niște particularități în istoria Mântuitorului nostru, recunoscute ca fiind atât de specifice lui Mesia și caracteristici atât de remarcabile ale lui, încât a le accepta ca fiind caracteristicile lui Iisus din Nazaret, înseamnă de fapt a spune că El este Mesia. Cel mai important dintre acestea este învierea sa dintre morți, fiind dovada cea mai mare și mai concludentă a faptului că El este Mesia, nu este deloc ciudat faptul că cei ce cred în învierea sa sunt totodată și cei ce cred în mesianitatea sa. Proclamarea învierii sale a însemnat dintotdeauna proclamarea faptului că El era cu adevărat Mesia. Desigur, luând toate dovezile la un loc, nu este prea mult să se afirme că nu a existat niciun alt eveniment istoric care să fi fost susținut de dovezi mai multe, mai clare și mai variate decât evenimentul învierii lui Hristos. Nimic în afară de presupunerea preliminară a faptului că El ar fi fals nu ar putea sugera ideea unei deficiențe în dovedirea Lui. Creștinismul și-a cunoscut Salvatorul și Mântuitorul nu ca pe un zeu a cărui istorie era conținută într-o credință mistică cu elemente primitive sau ofensive. Iisus Hristos a fost o ființă istorică și nu o închipuire sau un mit îndepărtat și detestabil ce s-a vărât în doctrina credinței creștine. Această credință s-a fondat pe fapte pozitive, istorice și vrednice de crezare. Benjamin Warfield de la Universitatea Princeton spune în articolul intitulat Învierea lui Hristos, fapt istoric dovedit de martorii oculari: întruparea unui Dumnezeu etern trebuie să fie o doctrină. Niciun ochi omenesc nu ar putea fi martor la coborârea lui la starea de om, nicio limbă omenească nu ar putea depune mărturie cu privire la acest fapt, și totuși, dacă aceasta nu ar fi fost un fapt, credința noastră ar fi zadarnică, noi am fi încă în păcatele noastre. Pe de altă parte, învierea lui Hristos este un fapt, un eveniment extern petrecut în cadrul sferei cunoașterii umane, care trebuie stabilit pe bază de mărturii și care este în același timp doctrina crucială a sistemului nostru. Toate celelalte doctrine atârnă de aceasta. Profesorul Ivy de la secția de studii chimice a Universității Illinois din Chicago spunea: eu cred în învierea trupească a lui Iisus Hristos.
Așa cum spuneți, aceasta este o chestiune personală, dar eu nu mă rușinez să arăt lumii ceea ce cred și pot să-mi justific credința din punct de vedere intelectual. Eu nu pot demonstra adevărul acestei credințe așa cum aș demonstra unele fapte științifice care, acum 100 de ani, păreau tot atât de misterioase ca și învierea lui Iisus Hristos. Pe baza dovezilor istorice ale cunoașterii biologice actuale, orice om de știință credincios filozofiei științei poate să pună la îndoială învierea în trup a lui Iisus Hristos, dar nu o poate nega, căci a face astfel ar însemna să poți dovedi că ea nu a avut loc. Eu pot spune doar că știința biologică de astăzi nu poate readuce la viață un trup mort care a stat în mormânt timp de 3 zile. Dar a nega învierea lui Iisus Hristos pe baza a ceea ce biologia cunoaște la această dată ar însemna a manifesta o atitudine neștiințifică din perspectiva filozofiei mele cu privire la adevărata atitudine științifică. Dovezile arată fără îndoială faptul că Iisus a înviat din morți a 3-a zi după răstignire. Aceasta este concluzia la care a ajuns un fost judecător suprem din Anglia, Lordul Derling. La un dinou pe care acesta îl dăduse, discuția a ajuns la tema adevărului creștinismului, mai exact la o anumită carte ce trata tema învierii. Împreunându-și mâinile, luând o poziție sobră și vorbind pe un ton liniștit, dar deosebit de impresionant, el a declarat: „Nouă, ca și creștini, ni se cere o mare doză de încredere. Luați de exemplu învățăturile și minunile lui Isus. Dacă ar trebui să le luăm pe toate prin credință, eu unul aș fi sceptic. Esența întrebării dacă Isus a fost sau nu cel ce pretinsese a fi, depinde desigur de adevărul sau neadevărul învierii sale. Și în acest cel mai de seamă punct, nu ni se cere să avem o credință oarbă. În favoarea lui ca adevăr viu, există dovezi atât de convingătoare, pozitive și negative, faptice și atât de detaliate, încât nici un juriu inteligent nu ar putea să evite concluzia că relatarea cu privire la înviere este cu totul adevărată.” Despre scena dinaintea învierii, evanghelistul Marcu relatează următoarele evenimente. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și-au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spin și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: „Plecăciune, împăratul iudeilor!” Și-l loveau pe cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Despre procesul biciuirii celor osândiți înainte de răstignire, John Mattingly scrie: „Osânditul era de obicei dezbrăcat cu forța de hainele lui și apoi legat cu funii de un stâlp. Biciuirea îngrozitoare și nemiloasă era administrată de către călăi sau biciuitori. Deși iudeii limitau prin lege numărul de lovituri la 39, romanii nu aveau o asemenea limită, victima aflându-se astfel la cheremul biciuitorilor. Instrumentul brutal folosit pentru biciuire se numea flagrum. Se putea vedea de îndată cum bucățile lungi și ascuțite de os și metal sfârtecau carnea osânditului. În legătură cu biciuirea romană a celor ce urmau să fie executați, episcopul Eusebiu din Cezarea, istoric creștin din secolul al III-lea, scria: „Vinele condamnatului erau dezgolite, fiindu-i expuși vederii mușchii, tendoanele și viscerele.” Se presupune că biciuirea Mântuitorului a depășit severitatea unei obișnuite. Deși de obicei biciuirea era administrată de către lictori, Pilat se folosise pentru aceasta de soldați. Astfel, ținând cont de caracterul josnic și vulgar al acestora, se poate presupune că tratamentul lor a depășit limitele brutalității caracteristice lictorilor.
După ce a suferit cele mai crude forme ale pedepsei fizice, Hristos a trebuit să îndure și drumul lung până la locul răstignirii, Golgota. În Matei, capitolul 27, cu versetul 31, ni se spune: după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Îmbrăcarea brutală a hainelor regale de batjocură care le înlocuiau pe cele proprii a produs fără îndoială dureri îngrozitoare atunci când acestea au venit în contact cu pielea sfâșiată și rănită prin biciuire. Expresia "și au dus pe Iisus la locul numit Golgota" din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetul 22, sugerează faptul că Iisus, nemaiputând să umble sub povara propriei greutăți, a trebuit să fie dus sau târât până la locul execuției. Astfel, suferințele nemiloase și revoltătoare dinaintea răstignirii se apropiaseră de sfârșit, răstignirea propriu-zisă urmând să înceapă. Marcu scrie privitor la răstignirea lui Hristos: și au dus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristos, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea, zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntru a templului s-a rupt în două, de sus până jos. Ostașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Suferințele îndurate în timpul răstignirii erau extrem de intense și severe. Grozăvia acestor torturi a fost înțeleasă de cel mai faimos orator al Romei, Marcus Tullius Cicero, care spunea: chiar și numai cuvântul cruce trebuie să rămână departe, nu doar de buzele cetățenilor Romei, dar chiar și de gândurile, ochii și urechile lor. După o noapte nedormită în care nu i se dăduse nimic de mâncare, Domnul Iisus Hristos a avut de suportat batjocura a două judecăți și loviturile nemiloase ale biciului roman cu 9 fâșii, după care a fost dus la locul răstignirii. Aceasta era o moarte chinuitoare și dureroasă în care fiecare nerv al trupului striga de durere. O altă descriere sugestivă a morții prin răstignire este următoarea: căci, desigur, moartea prin răstignire pare să includă tot ce poate avea durerea și moartea mai oribil și mai înfiorător: amețeală, crampe, sete, foame, nesomn, febră traumatică, tetanos, rușine, expunere publică, chin prelungit, oroarea anticipației, cangrena rănilor neîngrijite, toate acestea intensificate până la limita insuportabilului și totuși oprindu-se cu puțin înainte de punctul care i-ar aduce celui în suferință ușurarea pierderii conștiinței. Poziția nenaturală a corpului făcea fiecare moment nespus de insuportabil. Venele rănite și tendoanele zdrobite vibrau de o durere neîncetată. Rănile inflamate începeau să se gangreneze.
Arterele, mai ales cele ale capului și stomacului, se umflau datorită supra-solicitării. Și în timp ce fiecare fel de chin creștea în mod treptat, acestora li se mai adăuga junghiul insuportabil al setei arzătoare și violente, și toate aceste complicații fizice cauzau o neliniște și o tulburare interioară, făcând ca perspectiva morții, dușmanul necunoscut la apropierea căruia omul se înfioară de obicei, să capete imaginea unei eliberări dulci și plăcute. Evanghelistul Marcu accentuează surprinderea lui Pilat la auzul faptului că Iisus Hristos era deja mort și faptul că el însuși îi pusese întrebări centurionului înainte de a permite coborârea trupului de pe cruce. Soldații romani cunoșteau bine semnele morții prin răstignire. Așa cum reliefa Michael Green, răstignirile nu erau evenimente neobișnuite în Palestina. Pilat a cerut o atestare a morții lui Hristos. Cu privire la aceasta, Green remarcă, înainte ca Iosif din Arimatea să poată coborî trupul răstignitului de pe cruce pentru a-l îngropa, 4 din soldații care îl executaseră au venit să-i examineze trupul. Ei recunoșteau un trup mort de îndată ce îl vedeau, iar ofițerul lor, comandant, auzise el însuși ultimul strigăt al condamnatului certificând moartea acestuia în fața guvernatorului Ponțiu Pilat. Sutașul, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 15, cu versetul 39. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. Pilat a fost într-adevăr surprins de faptul că Iisus murise deja, dar a fost suficient de convins de asigurarea pe care sutașul i-a dat-o pentru a-i da lui Iosif permisiunea de a coborî trupul de pe cruce. Relatarea din Evanghelia lui Matei cu privire la paza mormântului este o dovadă clară a faptului că iudeii știuseră că Iisus era mort. Niciunul din cei ce se ocupaseră cu coborârea trupului de pe cruce și depunerea lui în mormânt nu avusese nici cea mai mică îndoială cu privire la faptul că nu mai rămăsese niciun strop de viață în acel trup. În lucrarea Cauza fizică a morții lui Hristos, autorul James Thomson demonstrează că moartea lui Hristos se datorase nu epuizării fizice sau chinurilor răstignirii, ci agoniei minții care a condus la o ruptură a inimii. Energia minții și a corpului lui în actul dizolvării dovedește fără putere de tăgadă că moartea lui nu a survenit ca urmare a epuizării. Sulița soldatului a fost mijlocul prin care s-a dovedit lumii întregi că moartea lui se datorase unei rupturi cardiace. Când soldatul a împuns cu sulița coasta lui Iisus, el era deja mort. Iar scurgerea de sânge și apă care a urmat a fost fie un fenomen natural, explicabil prin cauze naturale, fie o minune. Că Ioan l-a considerat, dacă nu miraculos, cel puțin neobișnuit, reiese clar din comentariul pe care el îl face și din maniera în care, cu solemnitate, el își mărturisește exactitatea în descrierea evenimentului. Observații și experiențe repetate făcute pe oameni și animale au condus la următoarele rezultate. Când se împunge partea stângă a unui trup imediat după moarte cu un cuțit asemănător unei sulițe romane, se pot observa 3 situații distincte. 1. Din rană se prelinge doar o dâră slabă de sânge. 2. O mare scurgere de sânge din rană. 3. O scurgere de apă urmată de câteva picături de sânge. Dintre aceste 3 cazuri, primul este cel mai frecvent. Al doilea poate fi observat în cazuri de moarte prin înnec sau prin stricnină, care pot fi studiate prin otrăvirea unui animal cu această otravă. Aceasta s-a dovedit a fi, de asemenea, cauza naturală a morții prin răstignire. Al treilea se poate observa în cazuri de moarte survenită prin pleurazie pericardiacă sau ruptură cardiacă. Cazurile menționate mai sus sunt cunoscute celor mai mulți anatomiști care și-au îndreptat atenția asupra acestui subiect. Următoarele 2 cazuri, însă, deși absolut explicabile pe bază de principii fiziologice, nu sunt menționate în literatură, cu excepția Evangheliei după Ioan. O scurgere mare de apă, urmată de o scurgere mare de sânge din rană, și
o scurgere mare de sânge urmată de o scurgere de apă. Moartea prin răstignire cauzează o condiție a sângelui din plămâni similară cu cea produsă prin înnec sau strignină. Al patrulea caz s-ar putea produce cu o persoană care, înainte de răstignire, ar fi suferit de efuziune pleuretică. Al cincelea caz ar putea apare la o persoană care a murit pe cruce ca urmare a unei rupturi cardiace. Istoria evenimentelor dinainte de răstignirea lui Isus exclude presupunerea pleureziei, care, de asemenea, este în afara discuției dacă din coasta lui Isus a curs mai întâi sânge și apoi apă. Nu rămâne deci nicio altă presupunere care ar putea explica fenomenul descris în afară de combinația dintre răstignire și ruptura cardiacă. Importanța acestui fapt este clară. Cele descrise de Ioan în capitolul 19 nu au putut fi doar niște pure invenții. Că faptele petrecute acolo fuseseră văzute de către un martor ocular și acest martor a fost atât de uimit încât, din câte se pare, a socotit fenomenul ca fiind miraculos. Ni se relatează cu autoritatea unui martor ocular că din coasta străpunsă a lui Isus a ieșit sânge și apă, din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 34 și 35. Și martorul a dat o atenție deosebită acestui fapt. Dacă Isus ar fi fost viu când sulița i-a străpuns coasta, cu fiecare bătaie de inimă ar fi țâșnit în afară mult sânge. În schimb, cel ce a văzut a observat scurgându-se cheaguri semisolide de un sânge roșu închis, distincte și separate de serul apos care le-a urmat. Acesta fusese rezultatul închegării masive a sângelui din arterele principale, fiind o dovadă nespus de puternică a morții. Și această dovadă este și mai puternică atunci când înțelegem că evanghelistul nu putuse înțelege semnificația pe care acest fapt ar fi putut-o avea pentru un medic patolog. Sângele și apa scurse din coasta străpunsă sunt o dovadă a faptului că Isus era deja mort. Toți evangheliștii sunt de acord asupra faptului că Iosif a cerut trupul lui Isus de la Pilat, care, aflând de la sutașul care supraveghează răstignirea că Isus murise, i l-a dat. Actul remarcabil al înfășurării trupului mort, înfășit de pânză de in cu miresme de către Iosif și Nicodim, după obiceiul de îngropare al iudeilor, este o dovadă elocventă a faptului că Isus era mort și că ei știau acest lucru. Dacă ar mai fi rămas vreo urmă de viață în el când a fost coborât de pe cruce, mirosul înțepător al smirnei și aloiei, aroma lor puternică, amărăciunea lor, faptul că ele fuseseră folosite la înfășurarea în pânza de ina trupului, peste cap și față fiindu-i înfășurat un ștergar mare, după obiceiul evreiesc de îngropare, toate acestea ar fi fost de ajuns să-i stingă până și ultima picătură de viață. La începutul secolului trecut, Paul din Heidelberg a făcut o încercare zadarnică de a justifica învierea lui Hristos, afirmând că el nu murise cu adevărat, ci fusese doar leșinat pe cruce. Dar, așa cum afirmă episcopul francez Le Camus din Rochelle, știința medicală pe care el a invocat-o pentru susținerea tezei lui a fost prima care i-a distrus sistemul. El a fost informat că, dacă Isus ar fi fost încă în viață când a fost coborât de pe cruce, contactul trupului cu piatra rece a mormântului ar fi fost de ajuns să-i producă o sincopă prin coagularea sângelui, datorită circulației deja îngreuiate a acestuia. Pe lângă aceasta, un om leșinat nu poate fi readus în simțuri, fiind închis pur și simplu într-o peșteră, ci scoțându-l la aer liber. Mirosul puternic al miresmelor într-un loc închis ermetic și sigilat ar fi ucis repede pe un om al cărui creier căzuse deja în leșin. În zilele noastre, raționaliști de toate nuanțele neagă această ipoteză, pe cât de absurdă, pe atât de odioasă, fiind cu toții de acord cu faptul că răstignitul Iisus Hristos murise cu adevărat în după-amiaza acelei vineri. Așa cum afirmă profesorul Albert Roper, Isus a fost răstignit de soldații romani, răstignit după legile Romei pe care soldații trebuiau să le respecte cu strictețe până în ultimul amănunt. În concluzie, putem fi de acord cu afirmația făcută de apostolul Ioan în legătură cu observația sa asupra morții lui Hristos,
atunci când își atestă propria mărturie asupra evenimentelor. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, cu versetul 35. Stimați ascultători, un alt subiect de mare atracție pentru autorii Evanghelilor, în dimineața Paștelor, a fost mormântul lui Iosif din Arimatea, mormânt în care fusese depus trupul lui Iisus Hristos. Mormântul era de fapt o grotă care fusese cioplită în stâncă și în care nu mai fusese așezat niciun alt cadavru, căci era nevoie ca acest mormânt, care era însuși o minune, să aibă în grijă doar un singur trup. Este uluitor să vezi această stâncă proeminentă și singuratică într-o regiune deșes, cu această grotă săpată în ea. Poate că dacă ar fi existat mai multe, minunea celui care a înfrânt moartea ar fi fost umbrită. În cele mai multe cazuri, sarcofagul sau locul de odihnă al celui răposat era cioplit în piatră masivă, fie ca o proeminență în pardoseala mormântului, fie pe unul din pereții laterali, trebuind să fi fost proiectat ca atare încă de la săparea grotei. În cazul patului de piatră, suprafața acestuia era fie total plană, fie puțin scobită în adâncime pentru a oferi un loc de odihnă. La cap era lăsată adesea o parte mai ridicată, care să servească drept perină sau o cavitate rotundă, tăiată în același scop. Asemenea paturi au fost găsite în mormintele de piatră etrusce, în cele din Grecia și Asia Mică. În mormintele evreiești din Siria avem de-a face întotdeauna cu o încăpere prevăzută cu o nișă laterală, dar chiar și în acest caz exista o mare varietate. În forma lui cea mai simplă, un astfel de pat era o deschizătură rectangulară sau o cavitate pe fața stâncoasă a grotei, partea cea mai de jos a ei fiind de obicei deasupra nivelului pardoselei încăperii. Lungimea și adâncimea erau tocmai suficiente pentru a primi un trup omenesc. Adesea, suprafața lui exterioară era arcuită, fie segmentar, fie semicircular, și aceasta era, de asemenea, forma lui obișnuită atunci când pe el urma să se așeze un sarcofag. Discutând despre relatările cu privire la înmormântarea lui Iisus Hristos în mormântul lui Iosif din Arimatea, Willard Smith scrie: știm mai multe despre înmormântarea Domnului Iisus Hristos decât despre cea a oricărui alt personaj din istoria antică. Avem cu mult mai multe informații cu privire la această înmormântare decât despre cea a oricărui personaj al Vechiului Testament, a oricărui rege din Babilon, faraon din Egipt, filozof al Greciei sau cezar triumfător. Știm precis cine a luat trupul de pe cruce. Știm ceva despre înfășurarea trupului cu miresme și cu fâșiile de pânză. Cunoaștem exact în ce mormânt a fost depus, numele proprietarului și localitatea de unde se trăgea. Știm chiar și unde se afla mormântul, în grădina din apropierea locului unde Iisus fusese răstignit, în afara zidurilor orașului. Avem 4 relatări cu privire la înmormântarea Domnului nostru, toate aflându-se într-un acord uimitor. Scrierea lui Matei, un ucenic al lui Iisus care fusese de față la răstignire, relatarea lui Marcu, despre care unii spun că a fost scrisă la 10 ani după înălțarea Domnului, relatarea lui Luca, tovarășului Pavel, un mare istoric, și scrierea lui Ioan, ultimul care a plecat de la cruce împreună cu Petru, primul din cei 12 care a văzut mormântul gol. Istoricul Alfred Edersheim ne dă următoarele detalii cu privire la obiceiul înmormântării la evrei. Nu numai bogații, dar și clasa de mijloc aveau morminte proprii, care erau probabil pregătite cu mult înainte de a fi folosite, socotite ca proprietate personală și particulară. În asemenea, grote sau morminte săpate în stâncă erau depuse trupurile după ce fusese răunse cu multe mirodenii, mir și aloe, și apoi cu isop, ulei și parfum de trandafiri. Apoi trupul era îmbrăcat și mai apoi înfășurat, dacă era posibil, într-o pânză în care fusese păstrat un sul al legii. Mormintele erau fie cioplite în stâncă, fie grote naturale, fie cripte zidite, prevăzute cu câte o nișă de-a lungul laturilor. Edersheim spune privitor la înmormântarea lui Hristos:
apropierea Sfântului Sabat și deci faptul că trebuiau să se grăbească ar fi putut determina propunerea lui Iosif de a depune trupul lui Iisus în propriul lui mormânt, cioplit în stâncă de curând, în care nu se odihnise nimeni încă. Pe timpul lui Hristos se obișnuia să se folosească mari cantități de miresme la îmbălsămarea morților, mai ales a celor foarte prețuiți. Trupul a fost așezat pe o lespede, înfășurat strâns în fâșii de pânză și acoperit cu miresme. Evanghelia lui Ioan ne spune că au fost folosiți cam 100 de litri de amestecuri mirositoare. Iosif era un om bogat care, fără îndoială, dorea să-și plătească prin acest gest deosebit lașitatea de care dăduse dovadă în timpul vieții lui Iisus. Cantitatea, deși foarte mare, are multe conotații. Rabinul Gamaliel, contemporan cu Iisus, a fost îmbălsămat cu 115 litri de miresme. Flavius Iosefus, istoricul evreu din primul veac, menționează funeraliile lui Aristobul, care fusese ucis la nici 18 ani, după ce deținuse funcția de mare preot timp de un an, în Antichități Evreiești, capitolul 15. La funeraliile acestuia, Irod a avut grijă ca totul să fie magnific, pregătindu-i un mormânt nou și folosindu-se mari cantități de miresme, cât și multe ornamente care au fost îngropate împreună cu el. Profesorul James Hastings afirmă în legătură cu hainele ce s-au găsit în mormântul gol al lui Iisus următoarele. Încă de pe vremea lui Crisostom, secolul IV, se atrăgea atenția asupra faptului că mirul era o substanță care adera atât de puternic la trup, încât hainele celui îngropat n-ar fi putut fi scoase cu ușurință. Mary Tinney explică astfel îmbrăcămintea găsită în mormânt. În pregătirea unui trup pentru îngropare, după obiceiul evreiesc, acesta era mai întâi spălat și îndreptat. Apoi era înfășurat strâns de la subțiori și până la glezne, în fâșii de pânză late de cam 30 de centimetri. Între fâșii se presărau miresme aromatice, adesea de o consistență lipicioasă. Ele serveau pe de-o parte la conservarea trupului, pe de alta ca și liant care să formeze din fâșiile de pânză o învelitoare solidă. Termenul lui Ioan înfășurat, în greacă edesan, se află în perfect acord cu limbajul lui Luca, care spune că trupul a fost înfășurat în pânză, în dimineața primei zile a săptămânii, trupul lui Iisus dispăruse, dar pânzele erau încă acolo. Cu privire la mormântarea lui Hristos, Enciclopedia Biblică Internațională Standard menționează că a fost în perfect acord cu obiceiurile și prescripțiile legii mozaice. Deuteronom 21:23. Trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, conform Epistolei către Galateni, capitolul 3, cu versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn, cât și în acord cu principiile adevăratei umanități. Iosif din Arimatea s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus pentru a-l îngropa încă în ziua răstignirii, după cum menționează și evanghelistul Matei în capitolul 25 cu versetul 58. În continuare, Enciclopedia Biblică Internațională Standard observă: misionari și băștinași din Siria ne spun că se mai obișnuiește încă și acum să se spele trupul mortului, conform Evanghelilor după Ioan, Marcu și Luca. Să îi se înfășoare mâinile și picioarele în fâșii speciale de pânză, de obicei din in, conform Evangheliei după Ioan. Și să îi se acopere sau să îi se înfășoare fața cu un ștergar, așa cum menționează și evanghelistul Ioan. Se mai obișnuiește de asemenea să se presare între fâșiile de pânză miresme aromatice și alte amestecuri care să întârzie descompunerea. Ni se spune că Nicodim a adus o amestecătură de smirnă și aloe, cam 100 de litri, și că ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape, și că Maria Magdalena și alte două femei au adus și ele miresme în același scop. În Ioan, capitolul 19, versetele 38 până la 41, spun
că trupul Domnului a fost pregătit în mare grabă de către Nicodim și Iosif din Arimatea. Trupul lui fusese înfășurat în 3 sau 4 lungimi de pânză de in, îmbibată din abundență cu miresme, ștergarul fiindu-i înfășurat în jurul capului, având capetele împletite. Când trupul a fost depus în mormânt, capul se odihnea pe porțiunea mai ridicată de la căpătăiul nișei de piatră, care servea drept perină. Ajungem acum la tema miresmelor. Nici în Evanghelia lui Ioan și nici în celelalte nu se spune că aceste miresme ar fi fost găsite în mormânt după înviere. Acesta este un fapt relevant pentru cazul nostru. Argumentul nostru este că miresmele fusese presărate între fâșiile de pânză de in. Cantitatea de miresme adusă de Nicodim pentru pregătirea trupului în vederea înmormântării, indicată de Ioan, este deosebit de mare. S-a observat însă că mărimea acestei cantități avea o importanță mai mică decât faptul, ce pare a fi stabilit pe baza cele mai sigure autorități, că miresmele erau uscate. Și de aceea ele ar fi căzut la pământ ca un morman dacă trupul ar fi fost susținut în poziție verticală sau dacă fâșiile de pânză ar fi fost înlăturate. O cantitate de 100 de măsuri ar putea părea uimitoare prin volumul ei. Ceea ce este numit aici aloe era un lemn mirositor, măcinat foarte fin, iar smirna era o substanță aromatică lipicioasă, ale cărei fărâmituri erau amestecate cu pulberea de lemn de mir. De asemenea, se mai obișnuia, așa aflăm, să se ungă trupul cu o alifie semilichidă, cum ar fi nardul. Aceasta pentru ca pulberea presărată pe trup să adere imediat la el. O mare cantitate rămânea însă uscată. Capul și părul erau de asemenea unse cu această alifie. Nu întâlnim însă nicăieri că miresmele ar fi fost aplicate și pe față. Când trupul Domnului a fost pregătit în grabă pentru înmormântare, nu fusese prea mult timp pentru ungerea lui minuțioasă, datorită apropierii înserării și a sabatului. Astfel, trupul a fost pur și simplu înfășurat în miresme. Femeile au dorit să compenseze cât mai repede această grabă, venind a treia zi, duminică dimineața, și aducând nard și alte alifii scumpe pentru a continua îmbălsămarea. Ioan vorbește numai de mir și aloie, Luca însă ne spune că femeile au pregătit miresme și unsori, iar în Marcu găsim că ele au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus, Marcu, capitolul 16, cu versetul 1. Se poate ca ele să nu fi intenționat să înlăture pânzele de pe trup, ci doar să-i ungă cu miresme capul și gâtul. Mormântul Domnului Iisus Hristos a fost pecetluit cu o piatră. Deschiderea spre încăperea centrală era păzită de un disc de piatră mare și greu, care se putea rostogoli de-a lungul unui șanț puțin înclinat la mijloc în fața intrării mormântului. Această piatră era folosită pentru protecție atât împotriva oamenilor cât și animalelor. Aceasta este menționată deseori de către talmudiști. După Maimonide, mai era de asemenea folosită o structură ex lingo alia materia. Privitor la dimensiunile uriașe ale unei asemenea pietre, Dr. Thornborn comentează: de obicei era nevoie de câțiva bărbați pentru a o mișca. Din moment ce piatra rostogolită la intrarea mormântului lui Iisus trebuia să prevină un atac, ea fusese probabil chiar mai mare decât cele folosite în mod obișnuit. Într-adevăr, în legătură cu greutatea uriașă a pietrei, Turnbull remarcă: o expresie scrisă în paranteză în textul din Marcu 16:4, aflată într-un manuscris din secolul al doilea, Codex Base, de la biblioteca din Cambridge, adaugă: și după ce l-au așezat acolo, Iosif a prăvălit la ușa mormântului piatra uriașă pe care 20 de oameni nu ar fi putut-o mișca. Toți martorii sunt de acord asupra faptului că atunci când femeile au sosit la mormânt, ele au găsit piatra mutată sau dată la o parte. Femeile nu ar fi putut face acest lucru, piatra fiind mult prea mare pentru ca ele să o poată mișca. Profesorul Edersheim, evreul creștin ale cărui scrieri reprezintă o sursă excepțională de cunoaștere a cadrului istoric al epocii Noului Testament, relatează următoarele cu privire la mormântul lui Iisus. Și astfel, ei l-au așezat într-un mormânt de curând săpat în stâncă.
și după ce au ieșit, au prevălit, așa cum era obiceiul, o piatră mare la intrarea mormântului, aplicând deasupra ei, după cum era obiceiul, una mai mică, așa numită dovpeg. Și în locul unde aceasta fusese așezată peste cealaltă, urma ca a doua zi, cu toate că era ziua de sabat, autoritățile evreiești să fixeze sigiliul, așa încât până și cea mai mică mișcare să poată fi controlată. Întrebarea cum vom da piatra la o parte a fost desigur o sursă de mare neliniște pentru femei. Cel puțin două din ele fuseseră martore la înmormântare și știau aproximativ cum stăteau lucrurile. Piatra, despre care se știe că era mare și de o greutate considerabilă, era marea lor dificultate. De aceea, când citim în cea mai veche înregistrare, Evanghelia lui Marcu, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului, capitolul 16 cu versetul 3, nu putem să nu ne gândim că această preocupare a femeilor în legătură cu piatra nu era numai o dificultate psihologică, dar și un element istoric definit al situației la sosirea lor la mormânt. Despre piatra de la mormântul lui Isus, Morrison afirmă că este un martor tăcut și infailibil al întregului episod și există câteva fapte în legătură cu această piatră care cer un studiu și o cercetare foarte atentă. Să începem luând mai întâi în considerare mărimea și natura ei. Fără îndoială, piatra era mare și deci foarte grea. Acest fapt este afirmat și subînțeles de toți scriitorii care se referă la ea. Marcu ne spune că ea era foarte mare. Matei, o piatră mare. Petru spune, pentru că piatra era mare. O mărturie în plus ne este dată de neliniștea femeilor la gândul că nu vor fi în stare să dea piatra la o parte. Dacă piatra nu ar fi avut o greutate considerabilă, puterea celor trei femei la un loc ar fi fost de ajuns ca să o miște. De aceea putem crede cu siguranță că ea era cel puțin atât de grea încât femeile n-ar fi putut să urnească fără ajutor. Toate acestea au o influență hotărătoare asupra cazului. În Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 66, se afirmă: ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând o strajă. Metoda de a pecetlui piatra de la intrarea mormântului lui Isus a fost probabil printr-o sfoară întinsă peste piatră și sigilată la ambele capete, la fel ca în cazul profetului Daniel. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel, citat din Cartea lui Daniel, capitolul 6, versetul 17. Sigilarea avea loc în prezența gărzii, care urma să rămână acolo pentru a proteja acest semn al autorității și puterii romane. Ei și-au dat toată silința să prevină răpirea sau învierea, dar s-au înșelat, furnizând chiar prin aceasta mărturii suplimentare cu privire la mormântul gol și învierea lui Hristos. Chiar folosirea gerunziului sigilând piatra reprezintă un indiciu cu privire la o precauție suplimentară. Oamenii onorabili făcuseră tot ce le stătuse în putință pentru a preveni furtul sau învierea trupului. Putem observa că sigiliile de pe documentele romane importante nu serveau numai ca indicii ale prezenței sau aprobării semnatarului, dar reprezentau chiar niște peceți care trebuiau rupte înainte ca scrierea să poată fi cercetată. Considerând în același mod și sigilarea mormântului lui Isus, pecetea romană aplicată acolo avea rostul de a preveni orice încercare de devastare a mormântului. Oricine ar fi încercat să miște piatra de la intrarea mormântului, ar fi trebuit să rupă pecetea, având astfel de înfruntat mânia legii romane. Pecetluirea se făcea cu ajutorul unei sfori care trecea peste piatra de la gura mormântului, fiind fixată de aceasta la ambele capete cu un sigiliu de ceară. Ideea este că ei sigilau piatra în prezența gărzii care era apoi lăsată acolo să păzească. Pecetluirea se făcea printr-o sfoară întinsă peste piatră și fixată de ea la fiecare capăt cu ajutorul unui sigiliu de ceară. Sau, dacă piatra de la intrare se întâmpla să fie fixată cu un drug în formă de cruce, acesta era sigilat de piatră. De aceea, ușa nu putea fi deschisă fără a se rupe sigiliul, fapt care ar fi însemnat o crimă împotriva autorității proprietarului sigiliului.
Garda trebuia să prevină un eventual atac din partea ucenicilor, iar sigiliul trebuia să asigure împotriva unei conspirații între aceștia și garda romană. La fel ca și în cartea profetului Daniel, capitolul 6, cu versetul 17, au adus o piatră și au pus-o la ușa gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui. Ioan Crisostomul, arhiepiscop al Constantinopolului în secolul al IV-lea, înregistrează următoarele observații în legătură cu măsurile de securitate luate la mormântul Domnului Isus. Vedeți că, oricum le-am luat, aceste cuvinte aduc mărturie cu privire la fapte. Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, ceea ce înseamnă deci că acum nu mai era în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, de unde răiese că el fusese pus într-un mormânt, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul. Deci, dacă mormântul era pecetluit, nu avea să se întâmple nimic neplăcut, aceasta nefiind cu putință. Astfel, dovada învierii lui Iisus devine indiscutabilă prin însăși afirmațiile lor, căci mormântul, fiind sigilat, n-a putut avea loc nicio înșelătorie. Dar dacă nu s-a petrecut nicio înșelătorie și totuși mormântul a fost găsit gol, aceasta dovedește că Iisus a înviat cu adevărat și fără îndoială. Vedeți, dar, cum chiar împotriva voinței lor, ei au contribuit la dovedirea adevărului. În privința gărzii de la mormânt, evanghelistul Matei, în capitolul 27, spune: a doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă și păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. O delegație de conducători iudei, condusă de mari preoți Ana și Caiafa, le-au căutat pe Pilat să-i ceară să sigileze mormântul în care fusese pus trupul Domnului și să pună o strajă în jurul lui, motivând această cerere prin teama lor că prietenii lui Isus ar putea să se strecoare noaptea și să-i fure trupul, pretinzând apoi că ar fi avut loc o înviere. La această cerere, Pilat a răspuns astfel: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat însoțiți de o gardă formată din 10 până la 30 de soldați romani, care, după indicațiile lor, au sigilat mormântul lui Iosif cu sigiliul imperial al Romei, imprimând acolo, în ceară, sigiliul procurorului însuși, a cărui violare ar fi fost considerată o adevărată crimă. Astfel, acești dușmani zeloși ai lui Iisus au pregătit dinainte, fără să-și dea seama, circumstanțele care aveau să îngreuieze explicația lor ulterioară cu privire la înviere. O explicație care nu a putut să justifice și nici nu a justificat adevărata natură a lucrurilor. Comandantul gărzii era un sutaș numit de către Pilat, după cât se pare, unul în care el avea încredere deplină, al cărui nume, după tradiție, se pare că era Petroniu. Este deci rezonabil să presupunem că acești reprezentanți ai împăratului erau capabili să-și facă datoria de a păzi un mormânt cu tot atâta corectitudine cu câtă executaseră răstignirea. Ei nu aveau nici cel mai mic interes în sarcina ce li se trasase. Singura lor misiune și obligație era de a-și face neabătuți datoria de soldați ai Imperiului Romei, căruia îi juraseră credință. Sigiliul roman de pe piatra mormântului lui Iosif era pentru ei mult mai sfânt decât toată filozofia Israelului sau sfințenia vechiului lui crez. Niște soldați care avuseseră destul sânge rece pentru a fi tras la sorți pentru haina unui osândit la moarte, nu sunt chiar tipul de oameni care să poată fi păcăliți de către niște galileeni fricoși sau care să-și pună în joc gâtlejurile lor romane, permițându-și să adoarmă în post. George Curie, vorbind despre disciplina gărzilor romane, spune: pedeapsa pentru părăsirea postului era moartea în conformitate cu legea. Cel mai cunoscut discurs cu privire la strictețea disciplinei de tabără este cel al lui Polybius, care indică faptul că frica de pedeapsă rezulta într-o atenție fără seamă acordată slujbei,
îndeosebi în timpul pazei de noapte. Spusele lui au o greutate datorită prestigiului autorului, care declară ceea ce avusese ocazia să vadă cu proprii săi ochi, și afirmațiile lui sunt întărite pe scară largă de către multe altele. Citându-l pe Polybius, profesorul Curie spune: pedeapsa pentru executarea necorespunzătoare a serviciului de noapte, furt, mărturie falsă sau prejudicii aduse integrității corporale a unei persoane, era trecerea prin furcile și măciucile caudine. Decimarea pentru dezertarea din trupă datorită fricii este de asemenea menționată. Vorbind despre comentariile lui Vegetius în legătură cu armata romană, Curie spune: sistemul descris de el prevedea pedeapsa cea mai severă. Semnalul clasic anunțat de trompetă anunța o execuție. Prefectul legiunii avea ca sarcină să vegheze zilnic la respectarea cu strictețe a disciplinei. Diferiți scriitori din compendiul lui Justinian menționează pedeapsa cu moartea pentru 18 infracțiuni comise de soldați. Ele sunt după cum urmează: un cercetaș care rămâne la dușman, dezertare, pierderea sau vinderea armei, nesupunerea pe timp de război, trecerea peste ziduri sau metereze, ațâțarea la răscoală, refuzul de a apăra un superior, plecarea din post, ascunderea pentru a nu fi recrutat, crimă, ridicarea mâinilor împotriva unui superior sau insultarea unui general, organizarea dezertării atunci când exemplul i-ar influența și pe alții, trădarea planurilor la dușman, rănirea unui camarad, automutilarea sau tentativa de sinucidere fără un motiv rezonabil, părăsirea serviciului de noapte, distrugerea lucrurilor personale ale centurionului sau atacarea acestuia în timp ce aplică o pedeapsă, fuga din corpul de gardă și conturbarea liniștii. Profesorul Curie documentează prin următoarele exemple din analele istoriei militare romane, care reflectă tipul de măsuri disciplinare folosite în armata romană. În 418 cazuri, purtătorul drapelului rămas în urmă în bătălie, ucis de mâna proprie a generalului. În 390 de cazuri, soldat a dormit în timpul serviciului, aruncat de pe zidul Capitoliului. În 252 de cazuri, neglijență, bătaie și degradare. În 218 cazuri, neglijență, pedepsită. În 195, rămânerea în urmă de trupă, lovire cu armă. Tipurile de pedepse menționate mai sus justifică termenul care le descrie ca fiind stricte. Curie comentează în continuare: din moment ce pedeapsa cu moarte a fost aplicată în 40 de cazuri din 102 cazuri, în care se menționează o pedeapsă, este clar faptul că disciplina armatei romane era foarte severă în comparație cu cea din timpurile moderne. Curie vorbește despre armata romană ca instrument de cucerire și dominare, iar în legătură cu disciplina ei strictă, el scrie: Valerius Maximus se referă la menținerea unei discipline de tabără aspre și a unei teorii militare solide, ca fiind cauzele principale care au stat la baza cuceririlor de mari proporții și a puterii Romei. Despre garda romană, William Smith, în Dicționarul Antichității Grecești și Romane, ne dă unele informații cu privire la numărul de oameni dintr-o gardă. După Smith, o subdiviziune a legiunii romane, ce consta din 120 sau 60 de bărbați, îi asigura tribunului, căruia îi era atașată în mod special, două gărzi de câte patru oameni, fiecare, care păzeau unii în fața cortului, alții în spatele acestuia printre cai. În trecere putem observa că patru era cifra obișnuită pentru o gardă romană. Dintre ei, unul avea întotdeauna rolul de santinelă, în timp ce ceilalți se bucurau de un oarecare grad de repaus, fiind gata însă să pornească la primul semnal. În ce consta garda templului? Istoricul evreu Alfred Edersheim ne dă următoarele informații în legătură cu garda templului. Noaptea erau puse gărzi în 24 de posturi în jurul porților și al curții templului. Dintre acestea, 21 erau formate doar din leviți. Celelalte trei erau formate din preoți și leviți. Fiecare gardă era formată din câte 10 oameni, deci în total 240 de leviți și 30 de preoți se aflau de pază în fiecare noapte. Garda templului era eliberată în timpul zilei. Romanii împărțeau noaptea în patru străji, iar iudeii, așa cum se cuvenea, în trei, a patra fiind de fapt straja de dimineață. Mișna, tradusă în limba engleză de Herbert Denby la Oxford în 1933, relatează următoarele în legătură cu garda templului.
Preoții păzeau în 3 locuri din templu, iar leviții în 21 de locuri, după cum urmează. 5 la cele 5 porți ale templului, 4 la cele 4 colțuri interioare ale lui, 5 la cele 5 porți ale curții templului, 4 la cele 4 colțuri din afară, 1 la odaia jertfelor, 1 la odaia perdelei și 1 în spatele locului scaunului îndurării. Profesorul Henderson Aitken notează, datoria acestui capitan al templului era de a menține ordinea în templu și de a inspecta posturile de pază în timpul nopții, verificând dacă străjerii erau corect repartizați și la datorie. El și subalternii lui sunt presupuși a fi conducătorii menționați în Ezra, capitolul 9 cu versetul 2, și Nemia. Despre disciplina militară a gărzii templului, Alfred Edersheim ne dă următoarea descriere a disciplinei severe sub care lucra poliția templului. În timpul nopții, căpitanul templului își făcea rondurile. La apropierea lui, străjerii trebuiau să se scoale și să-l salute într-un fel anume. Orice străjer găsit adormit era bătut sau îi erau aprinse hainele, o pedeapsă care, din câte știm, era aplicată adesea. De aici avertizarea pentru noi, cei chemați să fim străjerii spirituali ai templului. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, așa cum scrie Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15. Mișna descrie tratamentul aplicat oricărui străjer care era găsit adormit în timpul serviciului de noapte. Ofițerul templului obișnuia să treacă pe la fiecare post cu o torță aprinsă. Și dacă vreunul din paznici nu se ridica să-i spună, o, căpitan al templului, pacea fie cu tine, dovedind că ar fi adormit, căpitanul îl bătea cu torța, având dreptul să-i aprindă hainele. Ei obișnuiau chiar să spună, ce zgomot se aude în curtea templului? Este zarva vreunui levit, căruia îi sunt arse hainele pentru că a adormit în timpul gărzii? Rabinul Eliezer ben Iacob spunea, ei l-au găsit odată pe fratele mamei mele adormit și i-au ars îmbrăcămintea. Enciclopedia evreiască comentează în legătură cu locurile sacre ale templului, în care se aflau posturile de pază, spunând că cei ce făceau de pază în aceste locuri nu aveau voie nici să se așeze, cu atât mai puțin să adoarmă. Capitanul gărzii verifica să vadă dacă fiecare din străjeri erau treji, pedepsindu-i pe cei ce erau găsiți adormiți în post, uneori chiar prin aprinderea veșmintelor ca să servească de pildă și altora. În urma tuturor acestor descrieri, cred că este momentul să tragem unele concluzii. Lecamiu spunea referitor la măsurile severe de securitate luate la mormântul lui Isus. Niciun criminal nu a dat vreodată atâta bătaie de cap după execuția sa. Ba mai mult, niciun alt răstignit nu a avut onoarea de a fi păzit de către un detașament întreg de soldați. Astfel, tot ceea ce prudența și grija omenească a putut face a fost făcut pentru a se preveni învierea pe care tocmai aceste măsuri de precauție o atestă cu și mai multă tărie. Ucenicii și-au văzut de drumul lor. Matei ne descrie în Evanghelia sa lașitatea ucenicilor, în capitolul 26, versetul 56. Iisus fusese arestat în grădina Ghețimani și atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Marcu ne spune în Evanghelia lui, capitolul 14 cu versetul 50, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Profesorul George Hansen remarcă, ei nu erau prin natura lor nici foarte curajoși și nici cu vederi prea largi. În modul cel mai lipsit de responsabilitate, atunci când stăpânul lor a fost arestat, ei toți l-au părăsit și au fugit, lăsându-l să-și îndure singur soarta. Profesorul Albert Roper vorbește despre înjosirea lui Simon Petru sub atacul ironic al unei slujnice în curtea marelui preot, negând sub jurământ că l-ar fi cunoscut pe omul despre care ea vorbea. El spune, teama abjectă cu privire la siguranța sa proprie, l-a făcut pe Petru să se lepede de omul pe care îl iubea cu adevărat. Teama degradantă, l-a făcut să-l trădeze pe cel care îl chemase de la mreaja lui pentru a-l face un pescar de oameni. Cu privire la caracterul ucenicilor, Roper comentează, ei erau niște galileeni, cei mai mulți dintre ei pescari și fiecare mai mult sau mai puțin străin de lumea și de felul de viață de la oraș. Unul câte unul ei s-au alăturat tânărului învățător nazarinean, devotându-se felului lui de viață. Ei îl urmaseră cu bucurie și cu respect până când a sosit ceasul crizei.
Când Iisus a fost arestat în grădina Ghețimani, ei s-au retras cu toții înspăimântați de torțele, de zarva și de săbiile puternice ale dușmanului. Ucenicii s-au ascuns în locuințele lor și nu mai auzim nimic despre ei până când vestea tulburătoare le-a fost adusă de către Magdalena în dimineața celei de-a treia zile. Atunci doi dintre ei, doar doi, au avut curajul să se aventureze ca să vadă ei înșiși dacă vestea adusă de Maria era așa cum li se spusese sau dacă nu cumva era, așa cum credeau ei, o vorbă goală. Întreaga atitudine a ucenicilor denotă spaimă îngrozitoare și autoconservare. Alfred Edersheim se întreabă, ce gânduri privitoare la Hristosul cel mort frământau oare mintea lui Iosif din Arimatea, a lui Nicodim și a celorlalți ucenici ai lui Iisus, a apostolilor și a pioaselor femei? La această întrebare el răspunde, ei îl credeau mort și nu se așteptau să mai învieze, cel puțin nu în sensul acceptat de noi. Cu privire la acest fapt, avem nenumărate dovezi din momentul morții lui. În miresmele pentru îmbălsămare aduse de Nicodim, în cele pregătite de femei, acestea având ca scop să împiedice intrarea trupului în putrefacție, în jalea femeilor în fața mormântului gol, în presupunerea lor că trupul fusese luat, în perplexitatea și uimirea din atitudinea apostolilor, în îndoielile multora și, desigur, în afirmația clară, pentru că uitaseră Scriptura că el trebuia să învieze din morți. Dar să vedem care a fost reacția ucenicilor în scena imediat de după înviere. Sparrow Simpson scoate în evidență faptul că nici măcar mormântul gol nu i-a putut face pe ucenici să creadă. Despre Ioan mi se spune că el a văzut și a crezut. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 8. Aceasta s-a întâmplat însă probabil deoarece el și-a amintit că Hristos își prevestise învierea. Dar nici Maria Magdalena, nici celelalte femei și nici chiar Petru nu au crezut prin mărturia mormântului gol. Doar aparițiile lui Hristos de după înviere i-au asigurat pe adepții lui că el înviase cu adevărat. Mormântul gol rămâne un fapt istoric, dovedind că arătările lui n-au fost altceva decât Iisus din Nazaret, înviat în carne și oase. J. Andy Anderson, avocat și profesor de drept oriental la Universitatea din Londra, întreabă, ați observat că referirile la mormântul gol apar toate în evanghelii care au fost scrise pentru a oferi comunității creștine faptele pe care avea nevoie să le cunoască? În predicile publice adresate celor necredincioși, după cum găsim scris în Faptele Apostolilor, se pune un accent uriaș pe faptul învierii, dar nu găsim nicio singură referire la mormântul gol. De ce oare? Pentru mine răspunsul poate fi doar unul, pentru că nu era nevoie să se vorbească despre mormântul gol când oricine, prieten sau adversar, știa că mormântul era gol. Singurele întrebări vrednice de analizat erau cum se explica faptul că el era gol și ce dovedea acest fapt. Într-o altă scriere, Anderson continuă. Mormântul gol rămâne ca o stâncă neclintită, un element esențial al dovezilor în favoarea învierii. Ni se pare ridicol să sugerăm măcar faptul că el n-ar fi fost gol, așa cum au făcut-o unii. Este o realitate istorică faptul că apostolii și-au găsit încă de la început o mulțime de adepți în Ierusalim, așa neprietenos cum era Ierusalimul, prin simpla propovăduire a mesajului că Hristos înviase dintre cei morți. Și aceasta se petrecea nu departe de locul în care avuseseră loc evenimentele. Oricare dintre ascultătorii lor ar fi putut vizita mormântul în numai câteva ore. Este de conceput, deci, ca apostolii să fi putut avea acest succes în timp ce trupul celui pe care ei îl proclamau ca domn înviat s-ar fi aflat în procesul de descompunere în mormântul lui Iosif? Ar fi fost oare impresionați preoții și mulți dintre farisei îndărătnici de proclamarea unei învieri care, de fapt, nu fusese o înviere, ci un simplu mesaj de supraviețuire spirituală, exprimat în termeni derutanți care sugerau o înviere adevărată? La scurt timp după moartea lui Iisus în Ierusalim, atât de aproape de locul în care se petrecuse răstignirea și unde se afla mormântul, se proclama vestea că Iisus înviase din morți. Această situație cerea ca în cercul acestei comunități cineva să fi deținut o dovadă demnă de crezare cu privire la faptul că mormântul era gol. Proclamarea învierii n-ar fi putut fi menționată în Ierusalim nici măcar pentru o zi, nici pentru o oră măcar, dacă mormântul gol nu s-ar fi dovedit a fi fost un fapt real pentru toți cei interesați.
Dacă s-ar afirma că mormântul nu fusese într-adevăr gol, criticul ar fi confruntat cu câteva dificultăți. De exemplu, aceea de a explica fenomenul apariției atât de rapide a unei tradiții foarte definite, niciodată serios chestionate, problema naturii circumstanțiale a înregistrării în care această tradiție s-a cristalizat, problema neputinței iudeilor de a dovedi că învierea nu avusese loc prin scoaterea la iveală a trupului lui Hristos sau printr-o examinare oficială a mormântului, dovezi pe care ar fi fost în interesul lor să le aducă. Avocatul englez Frank Morrison comentează următoarele. În toate fragmentele și ecourile acestei îndepărtate controverse care au ajuns până la noi, nu găsim nicăieri că o persoană responsabilă ar fi putut afirma că trupul lui Iisus se afla încă în mormânt. Ni se dau doar motivele pentru care el nu era acolo. Cercetând toate aceste documente, întâlnim mereu presupunerea persistentă că mormântul lui Hristos era gol. Am putea oare atunci să fugim din fața acestor dovezi cumulative, a căror mărturie este atât de consecventă? Personal, nu cred că am putea o face. Succesiunea coincidențelor ar fi trebuit să fie prea puternică. O sursă seculară timpurie aduce dovada mormântului gol al lui Iisus Hristos. Această mărturie este numită inscripția din Nazaret după locul unde a fost descoperită. Ea este un edict imperial din timpul lui Tiberiu între anii 14-37 după Hristos sau a lui Claudiu între 41 și 54 după Hristos. Documentul reprezintă o avertizare violentă întărită de sancțiuni grele împotriva oricui s-ar atinge de morminte sau cripte ca să le jefuiască. S-ar părea că vestea cu privire la mormântul gol ajunsese până la Roma într-o variantă deformată. Pilat va fi trebuit să raporteze și va fi spus desigur că mormântul fusese jefuit. Acest edict pare a fi fost reacție imperială la evenimentul învierii. Nu poate exista nicio îndoială cu privire la faptul că mormântul lui Iisus a fost de fapt gol din prima zi de Paște. Evanghelistul Matei, în capitolul 28, de la versetele 11 la 15, înregistrează încercarea autorităților evreiești de a mitui garda romană pentru a declara că ucenicii furaseră trupul lui Iisus. Dicționarul Bisericii Apostolice comentează: această tranzacție frauduloasă demonstrează acceptarea de către dușmanii creștinismului a faptului că mormântul era gol, o recunoaștere care ar fi suficientă pentru a dovedi că realitatea mormântului gol era prea cunoscută ca să fi putut fi negată. Faptul că mormântul era gol fusese recunoscut de adversar și afirmat de ucenici. Realitatea încercării străjerilor de a falsifica faptele ne apare ca o tranzacție înșelătoare. Matei, capitolul 28, versetele 11 până la 15. Dar această acuzație din partea iudeilor împotriva apostolilor consideră de la sine înțeles faptul că mormântul era gol. Ceea ce mai lipsea era doar o explicație acestui fapt. Recunoașterea de către iudei a faptului că mormântul era gol se extinde asupra tuturor comentariilor evreiești ulterioare pe această temă. Ernst Kiven citează ca mărturie ceea ce el descrie ca fiind faptul indiscutabil al mormântului gol. Mormântul a fost gol și dușmanii lui Hristos n-au putut să nege acest fapt. El afirmă că mormântul gol dă o lovitură fatală tuturor ipotezelor emise împotriva mărturiei creștine. Aceasta este piatra de care se lovesc toate teoriile aparent veridice și de aceea nu este surprinzător să descoperim că referirile la mormântul gol sunt ocolite cu seriozitate în cele mai multe contraargumente prezentate. Sparrow Simpson, citându-l pe Julius Wellhausen, faimosul om de știință german cunoscut pentru ascuțitul său criticism împotriva Vechiului Testament, aduce această mărturie privitoare la învierea lui Hristos. Se admite că odată cu învierea, trupul lui Iisus a dispărut din mormânt și acest fapt este cu neputință de justificat prin argumente naturale. Cum de nu a devenit mormântul lui Iisus un obiect de venerație? Este de asemenea semnificativ faptul că nicio sugestie nu a ajuns până la noi din care să reiasă că mormântul ar fi devenit un loc de închinare sau pelerinaj în timpurile bisericii primare. Chiar dacă cei care erau creștini convinși ar fi putut fi abătuți de la a vizita mormântul, de încrederea că stăpânul lor înviase din morți, ce am putea spune referitor la toți cei care îi ascultaseră învățăturile, ba chiar cunoscuseră minunea atingerii lui tămăduitoare, fără însă a se fi alăturat comunității creștine?
s-ar părea că și aceștia știau că trupul lui Iisus nu mai era acolo, trăgând astfel concluzia că o vizită la mormânt n-ar fi avut niciun rost. Frank Morrison, în cartea sa intitulată Cine a mișcat piatra, face o observație interesantă. Să considerăm mai întâi faptul mărunt, dar foarte semnificativ, că în faptele apostolilor, în epistolele misionare și în orice document apocrif de la o dată timpurie indisputabilă, nu există nicio înregistrare cu privire la vreo persoană care să fi mers să omagieze mormântul lui Iisus. Este remarcabilă această liniște totală în legătură cu locul cel mai sfânt din memoria creștină. Oare niciuna din femeile pentru care chipul învățătorului era o amintire venerabilă nu ar fi dorit să petreacă câteva clipe la locul sfânt? Oare nici Petru, Ioan sau Andrei nu vor fi simțit vreodată chemarea de a vizita sanctuarul ce conținea rămășițele pământești ale marelui lor învățător? Și nici chiar Saul, evocând aroganța și siguranța sa de sine din trecut, să nu fi făcut un drum de unul singur spre a vărsa lacrimi fierbinți de pocăință la mormântul celui pe care îl renegase? Dacă acești oameni ar fi știut cu adevărat că Domnul lor se mai afla în acel mormânt, acest fapt ar fi într-adevăr foarte ciudat. Pentru orice critic al învierii, această tăcere extraordinară a antichității în ce privește istoria de mai târziu a mormântului lui Iisus produce, desigur, un sentiment profund de neliniște și tulburare. Un alt aspect asupra căruia ne vom apleca privirea sunt fâșiile de pânză. În următoarea descriere, Ioan arată importanța îmbrăcămintei aflate în mormânt ca dovadă a învierii lui Iisus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți, citat din Ioan, capitolul 20, de la versetul 3 la 9. Comentând cele spuse de Ioan, profesorul Anderson scrie cu privire la mormântul gol. Se pare că mormântul nu a fost cu totul gol. Vă amintiți cele relatate în Evanghelia lui Ioan, cum Maria Magdalena a alergat să-l anunțe pe Petru și pe Ioan și cum cei doi bărbați au pornit-o spre mormânt? Ioan, fiind mai tânăr, a alergat mai repede decât Petru, ajungând cel din tâi. S-a plecat, a aruncat o privire înăuntru, acesta este înțelesul literal al expresiei din limba greacă, și a văzut fâșiile de pânză și ștergarul care-i fusese înfășurat în jurul capului. Atunci a ajuns și Simon Petru și, după obiceiul lui, s-a năpustit direct înăuntru urmat de Ioan. Ei au văzut hainele de pânză și ștergarul care nu era împreună cu ele, ci înfășurat la o parte. Cuvântul grecesc pare să sugereze faptul că hainele de pânză erau așezate, nu împrăștiate în mormânt acolo unde se aflase trupul, și că exista o adâncitură unde stătuse capul lui Iisus. Ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului, nefiind la un loc cu hainele de pânză, ci așezat deoparte, înfășurat, ceea ce eu presupun că înseamnă păstrându-și încă forma ca și cum trupul ar fi ieșit pur și simplu afară din el. Ni se spune că atunci când Ioan a văzut această scenă, el n-a mai avut nevoie de alte mărturii din partea oamenilor sau a îngerilor. El a văzut și a crezut și mărturia lui a ajuns până la noi. Chiril din Alexandria, care a trăit între anii 376-444 după Hristos, sugerează că, din modul în care erau înfășurate fâșiile de pânză din mormânt, apostolii au fost conduși la ideea învierii. Profesorul E. H. Day spune cu privire la relatarea lui Ioan: ea este caracterizată în întregime de amprenta personală, având toate caracteristicile nu numai ale mărturiei unui martor ocular, dar și ale unui observator atent. Alergarea ucenicilor, ordinea în care au sosit și au intrat în mormânt, faptul că Ioan s-a plecat mai întâi și, uitându-se prin deschizătura ușii, a zărit acolo fâșiile de pânză, în timp ce Petru, fiind mai îndrăzneț, a fost primul care a intrat, termenul exact din greacă, teorei, folosit pentru a reda observația atentă a lui Petru, ar putea fi înțeles chiar în sensul de examinare, descrierea poziției acestora cât și a ștergarului, o descriere amănunțită și cu deosebită grijă în alegerea cuvintelor.
intrarea ulterioară a lui Ioan în mormânt și credința care a urmat vederii acestei scene, toate acestea nu pot fi decât descrierea cuiva care a văzut el însuși toate aceste lucruri și în memoria căruia scena era încă vie. Imaginea mormântului gol și a fâșiilor de pânză abandonate reprezentând un element crucial pentru credința și viața acestuia. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care ne-o dă cu privire la acest fapt în capitolul 20, de la versetul 1 până la versetul 10, poartă amprenta de netegăduit a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat o privire înăuntru până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Ioan, capitolul 20, cu versetul 8. Întrebarea se ridică, ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era doar vorba de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloe, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că, în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut și, odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânze, sub greutatea a 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel. El a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc, versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acestea și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedea realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturele zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după ce le deduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus, "Nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul." Dacă ascultătorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Isus este accentuată atât de poziția cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.
Relatarea lui Ioan indică schimbarea petrecută cu cei doi apostoli datorită celor văzute. Pe partea mai ridicată a lespedei, la căpătâi, deoparte, se afla ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului. Acesta nu era plat, ci puțin rotunjit, menținând încă forma de turban ce îi se dăduse atunci când fusese înfășurat în jurul capului Domnului. Nimic din toate acestea nu dădea impresia că vreo mână omenească se atinsese de ele. Trupul fusese uns cu aloie și smirnă, dar din acestea nu se mai vedea nicio urmă. Miresmele rămăseseră între fâșiile între care fuseseră presărate atunci când acestea au fost înfășurate în jurul trupului. Ceva însă din toată această scenă mersese la inima lui Petru și a lui Ioan. Putem vedea că atunci când au ieșit din mormânt, ei nu mai erau în aceeași stare de spirit ca și atunci când intraseră. Și în timp ce se uitau la toate acestea, ei au căpătat sentimentul că Dumnezeu însuși era de față în acel loc. Despre ștergarul care acoperise capul lui Iisus, ni se spune, cuvintele nu era cu fâșiile de pânză, relevă ceva, și anume că acestea se aflau toate la un loc. Dacă ele zăceau, așa cum credem că era cazul, toate pe jos, expresia era foarte clară. Dacă însă ele ar fi fost împrăștiate aici și acolo, ca și cum ar fi fost date la o parte, în mare grabă, nu ar fi avut niciun sens să ni se spună că ștergarul nu era împreună cu ele, deoarece fâșiile de pânză nu ar fi definit niciun loc special. Ștergarul nu zăcea ca și fâșiile de pânză și probabil că Ioan remarcase diferența. Ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului a rămas pe partea mai ridicată a lespedei. El a fost găsit acolo, făcut sul și pus într-un alt loc singur. Profesorul Latham trage următoarea concluzie. Fâșiile zăceau acolo căzute puțin la un loc, dar înfășurate încă fâșie peste fâșie și niciun bob de miresme nu-și schimbase locul. Ștergarul se afla de asemenea în scobitura lespedei care servea drept perină pentru capul mortului. El era înfășurat și așezat singur. Liniștea scenei pare să aibă ceva de spus. El a vorbit celor ce au fost de față și îmi vorbește și mie când o evoc în fața ochilor minții mele, împreună cu lumina dimineții ce se strecura prin ușa deschisă. Și iată ce cred eu că ne spune. Tot ceea ce a fost Iisus din Nazaret s-a transformat și s-a dus. Noi, fâșiile de pânză, miresmele și ștergarul aparținem pământului și de aceea am rămas. Dragi prieteni, această separare temporară a noastră de Dumnezeu este foarte efemeră. Va trece mai repede decât ne imaginăm și îl vom vedea față în față. Domnul Iisus Hristos nu doar că a murit pentru păcatele noastre în locul nostru și a înviat ca o garanție și nădejde a tuturor celor morți în Hristos, Domnul Iisus Hristos ne spune următoarele lucruri în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Am încheiat citatul. Aceasta este extraordinara speranță și convingere a oricărui creștin. Certitudinea că Domnul Iisus Hristos va veni foarte curând, ne va lua și ne va duce în cer, în casa Tatălui Său, la Dumnezeu. Nu putem încheia decât cu ultimele cuvinte ale Bibliei. Vino, Doamne Iisuse!